În primul rând, bună seara. În al doilea rând, la mulți ani. Este prima ediție a dezbaterilor anul 2017. Începem la jumătatea lunii ianuarie. Precipitațiile din această primă parte a lunii au afectat și dezbaterile care n-au început chiar săptămâna trecută. Și pentru că suntem încă aproape de vacanță, ne-am gândit la o temă de vacanță, că ce poate să facă o societate care este sub sechestru decât să ia un pic de vacanță. Alături de noi în această seară, în prima ediție a dezbaterilor din anul 2017, domnul profesor Mihai Șandru, mulțumim pentru prezență. Mulțumesc și eu, bună seara. Domnul avocat Viorel Dinu, partener Bondoc și Asociații, mulțumim pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și în premieră la dezbatere, domnul avocat Mircea Tais, senior associate, Țucaș Bâlcea și Asociații. Bună seara. Astfel sunt lucrurile, Andrei și cu mine o să lăsăm pe titularul momentului publicitar să spună cuvântul în câteva secunde. Descoperă acum Isolex, soluția software care îmbunătățește rapid întreaga activitate a cabinetului tău de avocatură. Un avocat bun știe că există mereu loc pentru plus valoare. Isolex, din respect pentru profesie. www.isolex.ro. Juridice.ro recomandă Isolex. Am revenit. Spuneam că este o temă de vacanță, încercăm să ne turăm motoarele și ne-am ales o temă de discuție care în ultimii ani, cel puțin, este din ce în ce mai frecvent întâlnită. Tema o să observa pe de-o parte că este tehnică, sechestru nu e un cuvânt poetic, liric, e un cuvânt cât se poate de tehnico-juridic. Pe de altă parte, pentru cei apropiați de realitățile, pe de-o parte, ale dreptului societății, o pe de altă parte, realității în alte ramuri de drept, este o temă cu un potențial interdisciplinar destul de acut, pentru că titlul nu face alte particularizări, după cum am avea un sechestru asigurătoriu sau execuțional, sau sechestru ar proveni din penal, fiscal, ori civil. De aceea, tema este, spuneam, pe de o parte tehnică, pe de altă parte, știu eu, destul de generoasă și nu avem decât să o tratăm ca atare. Cine vrea să înceapă? Dacă putem începe, atunci începem. Deci, pentru a porni această dezbatere, deci cu privire la sechestru și, într-adevăr, cum spuneai, sunt trei surse, civil, fiscal și penal. Într-o ordine, am spus-o și într-o ordine de agravare a consecințelor sau de importanță sau de consecințe sau de natură juridică a normelor care generează instituirea acestei măsuri. Deci civil, fiscal, deci trecem în dreptul public administrativ, e ceva mai grav, și penal cel mai grav. De asemenea, pornim de la premiza că este vorba de un sechestru, sigur, cu nuanțarea de rigoare, e un sechestru legal aplicat. Deci și e vorba de o societate, de o persoană juridică. Un sechestru legal aplicat, sursa civilă este o hotărâre judecătorească civilă, o încheiere dată, aprobată de o instanță competentă. În fiscal este o decizie administrativă de impunere a sechestrului potrivit codului de procedură fiscală și în penal ordonanța unui procuror sau o încheiere dintr-un dosar penal de instituirea măsurii de sechestru. Sechestru ce poate să privească? Bunurile mobile și bunurile imobile ale societății. Nu văd un pericol pentru a supraviețui societatea la sechestru asupra imobililor. Nu văd un pericol pentru a supraviețui. Nu înseamnă că societatea se mai poate neapărat dezvolta sau că mai are perspective bune de finanțare sau de, nu știu, de expansiunea activității sale cu sechestru pe bunurile imobile. Dar se înscrie la cartea funciară, se face un proces verbal și cam asta este. Nu te dă nimeni afară din sediu cât timp e un sechestru asigurător. Problemele încep să apară la bunurile mobile. Nici acelea poate la toate. Dacă vorbim de lucrurile mai simple, pornind de la o societate, să zic, mai mică, de la mobilier și obiecte de IT, care tot pot fi foarte bine puse sub sechestru, mijloacele de transport, iarăși niște autovehicule,
se notează sechestrul în registrele respective, se informează poliția, rămâne sechestrul asigurător, da, le poți folosi, te descurci. Probleme majore apar la sechestru pe mărfuri, la sechestru pe stocuri, pe materii prime și la poprirea, la poprirea asigurătorie, cred că vorbim și de poprire, nu doar de sechestru. Da, deci îl luăm într-un sens. Așa, la tot poprire, ce mișcă. Da, tot ce mișcă. La poprirea asigurătorie pe fondurile societății, pe conturile societății. Ei, în momentul când se întâmplă lucrul ăsta, aici cred că este subiectul cel mai important al dezbaterii, nu singurul. Cum mai supraviețuiește sub sechestru? În general, măsura sechestrului la societățile de o anumită dimensiune poate afecta partea de finanțare. Am pomenit puțin de treaba asta. Cu toții știm că în contractele de finanțare de un anumit nivel cel puțin există clauzele de accelerare, clauzele de reziliere a contractelor. Și acolo ce rămâne societății să facă este, cu acordul creditorilor respectiv, bancari sau instituții financiare, să încearcă să înțeleagă situația, să arate cum s-a ajuns acolo. Poate că societatea respectivă e doar un terț care deține niște bunuri pentru altcineva și se găsește în situația să fie sechestrate și să aibă permisiunea acestor creditori, acordul acestor creditori, să nu-i taie finanțările sau să nu-i le accelereze. În ceea ce privește însă bunurile mobile, repet, stocuri, materii prime sau disponibilități bănești, aici se ridică cel mai grav problema, pentru că limitele stabilite de lege pentru sechestru sau poprire sunt foarte largi. Sau respectiv, privit din partea cealaltă, foarte puțină marjă de manevră are cel asupra căruia îi se impune măsura sechestrului, societatea în speță, de a spune stop până aici. Am constatat că legea, în scop de procedură civilă, care e drept comun și pentru fiscal și pentru penal, practic nu stabilește limite de impunere a sechestrului pe bunuri, nu mă refer la poprire, în ceea ce privește bunurile persoanelor juridice. Există niște limite la persoanele fizice, sumele necesare pentru alimente, alte bunuri, fotografii de familie și alte lucruri nerelevante pentru discuția noastră, dar la persoane juridice nu se poate sechestra teoretic tot, ci practic se sechestrează absolut tot. Și atunci, la sumele de bani există niște exceptări în Codul de Procedură Civilă, în 781 alineatul 5, sume cu afectațiune specială, salarii și sume din finanțări nerambursabile. Se mai poate juca societatea respectivă dacă este în situațiile respective. Vorbim de sume acordate prin diverse subvenții, dacă în măsura în care se mai acordă. Credite nerambursabile sau finanțări primite la instituții aici. Știu că în practică am încercat invocarea acestui motiv pe diverse proiecte de construcții din fonduri europene. Uneori a ținut acest motiv, uneori nu. Observat aici că poate să fie și național, aici este o lărgire favorabilă debitorului persoană juridică față de codul vechi, pentru că litera B de raiantul 5, 781, într-adevăr, face referire la exceptarea de la propria sumă reprezentând credite nerambursabile ori finanțări primite a instituții sau organizații naționale și internaționale, probabil că tot cu sau ar fi mers mai bine, pentru derularea unor programe ori proiecte, deci o formulare care poate să acopere multe. Da, poate să acopere multe și aici se poate specula o societate de construcții implicată într-un asemenea proiect ar putea invoca o asemenea exceptare pentru sume poprite, dar trebuie făcută diferența între persoana căreia îi se adresează finanțarea, care poate fi o instituție publică sau o altă, chiar o persoană privată care construiește, să zic, un obiectiv finanțat din fonduri europene și care va fi proprietarul acelui obiectiv, și societatea de construcții care încasează bani în titlul contractului ei de antrepriză. Pe viitorul beneficiar al construcției în schema aceasta, ăla ar fi protejat de text. Nu constructorul, care nu face decât să-și încaseze niște bani ca un creditor oarecare pentru munca prestată acolo. Și a treia exceptare e vorba de salariile pe 3 luni. Singurul loc unde, apropo de una din temele deschise dezbatere în seara aceasta, limitele sechestrului, asta e într-adevăr o limită veritabilă și celelalte două anterioare, dar acelea trebuie particularizate de la caz la caz, asta e o limită generală, ușor de invocat de oricine, salariile pe 3 luni, da? Care nu pot face obiectul popririi, sunt norme similare și în codul de procedură fiscală. Doar 3 luni.
doar 3 luni. 6 luni, deci să mai... Doar 3 luni și în practic este un paliativ. Degeaba ai salariile asigurate pe 3 luni, dacă tu nu mai poți să scoți din depozit niciun produs care l-ai fabricat sau dacă nu mai poți să bagi în producție nimic din stocul de materii prime care l-ai, pentru că ai acolo un sechestru, poate chiar cu sigilii afișat. Deci în situația unui sechestru pe tot ceea ce înseamnă bunuri care sunt luate fizic din posesia societății, este deposedată de ele sau sunt disponibilizate fizic, șansele de societății de a trăi scad foarte, foarte mult. Fără direcționat un fel discuția, pentru că ați făcut referire la aspectul civil, de procedură civilă, să intrăm un pic și pe zona de fiscal, penal, mă gândesc, pentru că deja s-a avansat ideea că cel mai dur e într-un crescendo sechestru penal. Acum, nu e obligatoriu să fie așa, întotdeauna penal sună mai dur decât civil și chiar decât fiscal, dar poate că și textele verifică o asemenea concluzie, nu știu cum apreciați. Da, într-adevăr, penal sună un pic mai înfricoșător și, după cum rezultă din practică, chiar așa și este. În momentul în care organul de urmărire penală aplică un sechestru asupra bunurilor mobile al unei societăți, și aici mă refer la marfă, la, nu știu, la tot felul de produse care pot fi perisabile, chiar și asupra unor vehicule pe care societatea le deține, acestea pot fi valorificate chiar înainte de a se pronunța o hotărâre definitivă dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Respectiv, dacă valoarea autoturismelor scade cu până la 40% în primul an de când a fost instituit sechestru, atunci aceste autoturisme pot fi valorificate. De asemenea, bunurile perisabile care sunt în proprietatea societății pot fi valorificate dacă există riscul ca acestea să se deterioreze într-o perioadă foarte scurtă de timp. Aici intervine problema. Dacă aceste bunuri sunt valorificate la un preț corect, un preț real, sau dacă aceste bunuri sunt valorificate, cum se întâmplă de altfel, la un preț mult scăzut, astfel încât societatea, evident, suferă o pierdere financiară. Cu privire la poprirea care se aplică pe conturi, o să dau un exemplu concret cu privire la sumele care sunt sau ar trebui să fie exceptate de la a fi poprite. Există și pe rolul CEDO, în momentul de față, o cauză în care o bancă din România a reclamat statul român pentru că ar fi pus poprire pe o sumă de bani care, în mod evident, nu trebuia poprită. Aici ne referim la o societate comercială care a constituit o garanție constând într-o sumă de bani, garanția a pus-o la dispoziția băncii într-un cont special. DICOT-ul, pentru că despre DICOT este vorba, a pus poprire și pe această sumă de bani. Banca, în momentul în care a considerat că trebuie să execute garanția, a retras banii din cont, DICOT-ul a venit cu o notificare prin care a înștiințat banca, în cazul în care nu bagă banii înapoi în cont, se fac vinovați de substragere de sub sechestru, banca a fost nevoită să, sub presiune, să introducă banii în cont, astfel încât a înaintat o plângere CEDO, care deja a fost declarată admisibilă, rămâne să vedem și soluția pe care CEDO o va da în această cauză, însă, din păcate, nu este o situație singulară. În mod evident, DICOT-ul atunci a justificat această poprire ca fiind legală, deoarece, din punctul lor de vedere, persoana juridică a căror conturi au fost poprite a încercat să disimuleze adevărata proveniența banilor și a constituit această sumă de bani ca și garanție în favoarea băncii. Aici ar mai fi niște discuții cu privire la confiscare, mai mult, la confiscare specială și la confiscare extinsă. În momentul în care se dispune confiscarea extinsă, aceasta se poate face asupra bunurilor care aparțin nu numai persoanei condamnate, ci și a altor persoane despre care judecătorul are convingerea faptului că deține bunuri care au fost transferate în proprietatea acestora de către inculpat în mod evident în scopul de a se sustrage de la plata despăgubirilor
care se vor stabili, care s-au stabilit în procesul penal. Cu privire la societățile comerciale, eu zic că este un cerc vicios. Se poate dispune această confiscare specială, privire și la bunuri mobile și la bunuri imobile, iar în momentul în care o anumită societate are constituită ca și garanție bancară un imobil, în acel moment, în mod evident, retragerea garanției reprezintă o clauză de neexecutare a contractului, contract care va fi reziliat, iar în acel moment se poate vorbi despre o intrare în insolvență și respectiv în faliment. Discuțiile sunt mult mai ample și mult mai complexe, însă o să las și pe domnul profesor să-și spună punctul de vedere cu privire la legislația fiscală. Fiscal nu mă pricep. Deși... E riscant să nu te pricep la fiscal în vremurile astea. Nu, stai. Aș reveni la chiar legea 31. Legea 31 prevede ea însăși posibilitatea sechestrării și anume chiar a titlurilor în baza cărei asociații funcționează în societatea respectivă, adică a părților sociale și a sau a acțiunilor. E adevărat că legea 31 este mult mai blândă față de legea 31 în interiorul ei, privindu-se doar cu privire la părțile sociale și acțiuni, este mult mai blândă față de primul exemplu cu totalitatea mărfii și a activelor care sunt blocate și atunci ce te faci și mai ales a conturilor. De fapt, asta este prima problemă. Însă și din coace, și în cazul societăților, se pot naște probleme, se pot naște disesiuni între asociați, pentru că, e adevărat, pornindu-se de la probleme personale ale asociațiilor, creditorii personale ale asociațiilor pot sechestra părțile sociale sau acțiunile acestora, se pot ajunge la disesiuni, pe de o parte, între asociați, sau chiar dacă se înțeleg între ei, mai departe, societatea este puțin blocată, dacă nu chiar în situația în care ar vrea să întreprindă ceva măsuri strategice de tipul fuziune sau vânzări parțiale și așa mai departe, să nu fie pusă într-o ipostază puțin plăcută și anume a faptului că ar fi mai puțin vandabilă decât atunci când toți asociații ar fi în regulă cu creditorilor personali. Așadar, asta este remarca pe care aș putea să o fac acum cu privire la faptul că chiar legea 31 prevede posibilitatea, dar pentru părțile sociale și pentru acțiuni. Deci, practic, deși aparent și formal ținta sechestrului nu e societatea ca atare, ci sunt asociați, într-adevăr, o asemenea acțiune a creditorilor acelui asociat, mai ales dacă e majoritar, dar chiar dacă ar fi și un asociat minoritar, poate dacă da... Dacă e la SRL și e minoritar, e la fel de dezastru, da? Adică e poate să ducă la niște discuții acolo, între ei. Da. Da, și legat de acest lucru pot fi, de exemplu, poprite dividendele. În orice tip de societate, o adresă de poprire pe dividende, iarăși nu dă bine în multe contexte comerciale sau financiare. Plus se reinvestește profitul, nu? Asta este altceva. Eu vorbesc de... Că s-a luat o măsură preasigurătorie ca să se reinvestească profitul, dar altfel dacă... Da, specializarea mea principală nu este dreptul comercial, dar dacă se pune, eu știu, sechestru pe părți sociale sau pe acțiuni, înțeleg că aspectele patrimoniale sunt acoperite, dar cine votează pentru acțiunile sechestrate? Creditorul sau debitorul? Că nu e domeniul meu. Cine exercită dreptul de vot? În adunarea... Aș zice că debitorul, că nu, dreptul ăsta nu e afectat. Legea 31 nu prevede. Nu, că e foarte important dacă... Ar trebui să ne raportăm la... Debitorul își exercită dreptul de vot. Continuare, da. Că singurul drept e afectat, e dreptul de a dispune de... Are un caracter nepatrimonial. Sau dreptul de vot, sau...
Dreptul de vot are un caracter patrimonial. Nepatrimonial. Chiar dacă se referă la, eu știu, majorări de capitală. Chiar dacă efectele votului ar fi patrimoniale. Înțeles. Ok, asta ține domnul profesor, a tratat problema mai, să zic, mai simplă a acestor raporturi private, dar care duc la sechestre, duc la sechestre, popriri și măsuri asigurătorii între asociați și care sigur că impactează societatea, cu toții știm, din punct de vedere în special al bonității în raport cu instituțiile financiare. Nu trebuie să fie neapărat, nu știu, finanțări de milioane sau chiar și la valori mai mici. Dar acele tipuri de măsuri asigurătorii și sechestre sunt dispuse la cererea unor părți private de regulă, implică plata unei cauțiuni, de aceea sunt mai limitate ca gravitate, pentru că și ca efecte. Și societăți, în asemenea situații de disensiuni mari între asociați și dacă se ajunge la asemenea lucruri, problemele societății nu sunt neapărat în măsura sechestrului, ci în raporturile între asociați sau asociați cu creditorii lor. Deci sechestrul e doar o armă, înseamnă. Exact. Este doar o armă. Problema este să nu devină o armă. Practic, societatea supraviețuiește, să spunem că are perspective. Sau dacă nu supraviețuiește, nu din cauza sechestrului moare. În celelalte situații, fie a unui sechestru civil, dar de anvergură majoră, la un credit, chiar creditorul, să zicem, instituția financiară care a creditat promovează așa ceva, sau un sechestru fiscal sau penal, impactul este de obicei mult mai grav, pentru că și valorile sunt mai mari. Acolo nici fiscul, nici parchetul nu au nevoie de cauțiune ca să impună, deci poate porni de la început cu o valoare foarte mare. Sigur, societatea se poate apăra, că vorbim totuși cum se poate apăra confruntată cu un act de sechestru. Păi prin contestații la executare, inclusiv contestații la executare civilă, teoretic cel puțin, codul de procedură penală ne trimite la codul de procedură civilă pentru regulile de impunere a sechestrului și chiar de contestare a modului de aplicare. Deci te duci în procedura civilă și spui, stai puțin, s-a pus sechestru pe prea multe bunuri față de valoarea prejudiciului, așa cum e stabilită, și valoarea pentru care s-a dispus măsura. În procedura civilă avem depunerea cu afectațiune specială sau consemnarea cu afectațiune specială, la sechestru respectiv la poprire. Nu sunt aceste măsuri reglementate în codul de procedură penală. Nu știu dacă printr-o interpretare mai mult sau mai puțin novatoare sau prin extensia codului de procedură penală și acestei reguli de la 250 alinea top cod procedură penală, executarea măsurii sechestrului penal se face conform legii civile, s-ar putea susține și în cazul sechestrurilor penale aceste măsuri. Respectiv societatea, mai ales dacă e o societate mai mare, să zic, găsește resursele de a spune, ok, mi se impută un prejudiciu sau mi se pun sub sechestru bunuri în valoare de 10 milioane de lei, uite, consemnez sau depun 10 milioane de lei într-un cont în locul acestora pentru a acoperi acest prejudiciu sau, bun, la măsura confiscării speciale, acolo discuțiile sunt și mai dificile, acolo probabil că ar trebui confiscate chiar bunurile, mai ales când sunt produs unor infracțiuni sau sunt alte considerente. Ar fi vorba de țintă, ar fi repararea prejudiciului, ar fi o discuție. Ar trebui dacă o discuție, confiscare dacă extinsă cu inspecție specială este... Dar de lege dată în cod de procedură penală nu avem aceste măsuri. Repet, nu știu dacă pe cale de interpretare ar putea fi invocate. În sens invers, să știți că nu avem în civil, sau eu cel puțin am văzut în civil, situația bunurilor perisabile sau a bunurilor care se depreciază, puse sub sechestru. Poate face o trimitere pentru că la modul de aplicare a măsurii asigurătorii se spune că se completează cu dispoziția materie de executare silită și atunci materie de executare silită se permite vânzarea unor bunuri supuse degradării aflate sub sechestru fără a se parcurge procedura. Ok, mi se pare, deci există o deschidere. Mi se pare absolut firesc. Însă, ce mai vreau să spun, un singur lucru este că în toate situațiile, și civil și penal, dacă vorbim de desfășurarea activității societății, această valorificare a bunurilor perisabile nu rezolvă problema. Doar, într-adevăr, se evită o pierdere. Se transformă în bani, se păstrează într-un cont, 1, 2, 3... Și banii 3, sunt blocați. Cum și sunt blocați. Blocată, sunt și banii și 1, 2, 3, 4 ani, până se dă o soluție definitivă și se
se dispune ceva în legătură cu banii aceia, societatea nu știu dacă mai poate funcționa. Dacă la sfârșit e îndreptățită să-și ia banii înapoi, ok, și va lua într-un context total diferit de cel care era la momentul când s-a instituit măsura. Așa cum s-a spus, climatul în care are loc această valorificare este unul care va explica faptul că de multe ori prețul, suma care se obține pentru vânzarea bunurilor în aceste condiții speciale, nu va reflecta valoarea de circulație. Deci concret va lua și mult mai, foarte probabil mai puțin și va lua mult mai târziu. Deci, iar activitatea societății e pusă foarte mult sub semnul întrebării între timp. Referitor la bonitatea la care făcea referire colegul meu, vreau să spun că în penal lucrurile sunt un pic mai exacte, dar și mai dure. Având în vedere prevederile legii 656/2002, orice instituție financiar-bancară este obligată să facă niște verificări minime sau niște verificări extinse cu privire la clienții cu care aceasta lucrează. Ori, în momentul în care se dispune sechestru sau poprirea pe conturile anumitor societăți, de cele mai multe ori băncile sunt nevoite să refuze la a continua să mai crediteze respectivele societăți, tocmai din cauza acestor opriri care sunt puse asupra conturilor societăților. În situația de față, societățile se află practic în imposibilitate de a-și mai derula activitatea, nemai având acces la banii oferiți de bancă și, de asemenea, și aici apare riscul insolvenței și chiar al falimentului. S-au întâlnit în practică situații în care, deși erau clienți vechi ai unor bănci de renume, băncile au refuzat să mai crediteze în continuare societățile, tocmai având în vedere faptul că era dispusă un reprenal împotriva societății și conturile acesteia erau poprite. Deci, practic, ținta sechestrului direct poate să fie o valoare de 10.000 de euro și din cauza asta se blochează accesul la finanțare de 1.000.000 de euro. Deci, consecințele aplicării sechestrului față de clauze din contracte de credit se multiplică amețitor. Exact. Nu se poate face niciun act cu privire la un bun sechestrat. Sechestrul ăsta paralizează orice prerogativă în legătură cu bunurile care se află sub sechestru. După cum spuneam la început, e o distinție între tipurile de bunuri. Dacă vorbim de un imobil, nu paralizează. Poți să ai o societate care are o clădire, nu știu, de birouri sau un bloc, un imobil cu apartamente închiriate, poate continua să le închirieze. Bun, veniturile de închirip, așa le pot fi sechestrate, asta e altceva. Dar acte juridice în sine se pot face. Problemele mari, din experiența care am avut-o în unele situații și ceea ce credem în general, este cu bunurile circulante, cu cele care trebuie să treacă printr-un circuit economic și comercial. Gândiți-vă o societate care de distribuție, care cumpără de la producători și pune pe piață diverse produse. Ele are un moment T în tot acest în acest circuit în care e proprietar și în momentul ăla se pune sechestru pe stocul ăsta de marfă. Nici nu poate să le vândă, să ia bani cu care să-și achite datoriile față de cei de la care le-a cumpărat. Și nici nu vinde în continuare, deci activitatea ei, cea mai importantă, este oprită. Acolo e problema. Deci am pomenit mai devreme sechestrului părților sociale sau acțiunilor. Nimeni n-ar vrea să intre în contact nici cu o societate, dar rămite chiar cu părțile sociale sechestrate. Adică acolo ținta mi se pare că este chiar subiectul de drept, chiar societatea în sine. Păcând din coace marfa, imobilul mai scapă, mai poate fi utilizat, acolo chiar societatea în sine e oarecum țintită, în măsura în care se apreciază subiectiv de către partenerii comerciali, de clienți și așa mai departe. Un exemplu concret la ce se discuta este un caz destul de celebru în care o rafinărie din România a fost pusă sub urmărire penală, s-au sechestrat bunurile mobile, imobile, poprire pe conturi, astfel încât această rafinărie a fost în imposibilitate de a mai furniza materie primă către alte societăți comerciale cu care avea relații contractuale. Multe din acele societăți comerciale erau deja insolvență și evident că aveau nevoie disperată de acea materie primă. Ori faptul că pentru o perioadă de timp imposibilitatea rafinăriei de a mai livra
materie primă către acele societăți a constituit, mă rog, un grav prejudiciu pentru toată lumea, evident. Acesta este și rațiunea pentru care sechestrul și poprirea, în general, produc consecințe, spunem noi că produc consecințe foarte grave, nu doar raportat la sumele care sunt poprite sau la bunurile care sunt sechestrate. Acestea se măresc direct proporțional cu exact. Angajaților. E un efect de domino care se întâmplă imediat, iar prevederea aceea de care vorbeam cu salariile pe 3 luni este aproape o glumă în contextul ăsta. Adică ce importanță mai are că mai poți să plătești salarii 3 luni dacă uneori nici mai trăiești 3 luni. În situații extreme nu mai ai acele 3 luni la dispoziție din alte motive. Da, mă uitam ca soluție și poate nu e doar o problemă de terminologie, de exemplu la măsurile asigurătorii pe codul de procedură civilă și asta poate îl distanțează cumva față de codul de procedură fiscală și cel de procedură penală. La 255 alineatul 3, deci suntem la sechestru asigurător, înființat asupra unui bun, se supune unor formalități de publicitate pentru a se aplica, pentru că aici e altă discuție un pic înșelătoare între înființarea sechestrului și aplicarea sechestrului. Esențial este aplicarea sechestrului. Instanța îl înființează, dar organul care aplică sechestrul în spațiul executor juridic este cel care îl individualizează. Și ultima teză a alineatului 3 de la 955 face referire la faptul că înscrierea aceasta în registrul de publicitate a măsurii sechestrului asigurător face opozabil sechestrul tuturor acelora care după înscriere vor dobândi vreun drept asupra imobilului respectiv. Sigur că nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, pentru că situația unui bun cu privire la care s-a aplicat sechestrul în temeiul codului de procedură civilă nu e o situație confortabilă, dar este un text care face diferență față de reglementările din penal și din fiscal, unde aplicarea unui sechestru chiar asigurător, spune foarte clar, face ca actele de dispoziție să fie nule. Se pune problema nulității absolute fără niciun fel de ezitare. În timp ce aici legiuitorul din cod de procedură civilă, la prima vedere ce puțin, pare a fi mai blând, pentru că el ar permite încheierea de acte de dispoziție după ce s-a aplicat un sechestru pe codul de procedură civilă. Sigur, eficacitatea pentru moment a acestui act este îndoielnică, repet, cel puțin pentru moment, pentru că cel care dobândește dreptul cu privire la bunul pentru care s-a aplicat sechestrul, și vedeți că nu se distinge în funcție de bun mobil sau imobil, pentru că prima teza alineatului 3 este clar că se referă la toate, că e vorba și de carte funciară, registrul comerțului, arhiva electronică. Deci, cel care a dobândit un drept, A e creditorul sechestrant, ca să spunem așa, B este proprietar, a aplicat sechestrul prin executor și după asta, după ce este aplicat sechestrul prin înscriere în registrele de publicitate, B vinde lui C. Alineatul 3 spune că se poate vinde, pentru că de-aia pune problema opozabilității sechestrului. Sigur, se poate vinde între B și C, actul este valabil, deocamdată dreptul lui C nu este opozabil lui A. E surprinzător, nu e surprinzător... În practică nu prea se... Cred că conștiința populară, ca să zic așa, este că dacă s-a aplicat sechestrul, nu mai mișcă nimeni. Absolut, așa este, dar într-adevăr, în materie civilă, pot fi cumpărători interesați să achiziționeze bunuri chiar grevate de un asemenea sechestru, dacă sechestrul se poate desfința ulterior. Poate să fie o afacere, deci poate să fie un element de presiune să negociezi cu B în condiția spui, uite, domnule, bunul sechestrat, mulțumește-te cu jumătate, și dacă după aceea măsura sechestrului desfințează pentru o cauză care, culmea, poate ce o anticipa, pentru ce poate să fie o afacere. Scenariul care este exclus în fiscal și în penal, unde aplicarea sechestrului blochează la nivelul validității actului. Actele încheiate după astea sunt... Da, acum nu știu, cel puțin fiscal nu văd de ce legiuitorul a mers până acolo, în condițiile în care, în opozitatea, ce înseamnă? Că creditorul urmăritor poate să urmărească în continuare bunul în mâinile celui care s-a înființat sechestrul și să ignore actul de dispoziție respectiv. Deci rațiunea legii, aceea de a se ajunge la
la acoperirea prejudiciului, să zic, de natură fiscală, se poate îndeplini foarte bine și doar cu un efect de inopozabilitate a sechestrului și nu cu un efect de nulitate a actelor de dispoziție încheiate ulterior. În penal, sigur, lucrurile poate sunt mai nuanțate, acolo sancțiunile sunt mai ferme ca principiu. Vorbim de confiscare, se poate aplica, se aplică sechestru și pentru a se garanta executarea măsurii confiscării, inclusiv acele extinse, deci acolo poate că se regăsește rațiunea asta. În fiscal nu o văd, dar prevederea și există într-adevăr. Acolo este și în fiscal și, nu știu, uite, în penal, dacă este prevederea cu privire la inopozitatea sechestrului pentru cei care dobândesc pe alte cale decât prin acte juridice. Dacă debitorul fiscal e o persoană fizică și a decedat, moștenitorii vor dobândi bunul cu acest sechestru pus pe el, dar nu se poate împiedica în mod evident transmiterea proprietății. E mortis cauza, da. E mortis cauza, da. Și atunci în urmă își găsește rațiunea în situațiile acestea. Ca să ajungem la codul penal, nu? Sustragerea de sub sechestru, articolul 261, sustragerea unui bun care este legal sechestrat se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Și interesant, alineatul 2, dacă fapta a fost săvârșită de custode, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amendă. Deci o pedeapsă mai gravă, mai usturătoare. Da, este o agravantă, clar. Referitor la ce spunea colegul mai devreme, în penal, da, sancțiunea este mult mai clară. Sechestrarea se dispune în vederea confiscării, evident. Ori, în momentul în care se dispune confiscarea unui bun imobil, acesta intră în proprietatea statului liber de orice sarcini. Nu contează numărul creditorilor sau ce fel de ipoteci sau, data la care au fost înscrise acele ipoteci. Chiar dacă statul, prin organele judiciare, dispune sechestrarea și ulterior confiscarea unui bun imobil, acesta intră în proprietatea statului liber de orice sarcini. A fost o... Bine, e o discuție care s-a mai făcut, a fost, am dat și o dezbatere pe tema asta, apropo de și conflictul între sechestru penal și executare. Da, sunt, da, practică judiciară abundentă. Unii impută acestei soluții pe care ați evocat-o faptul că e o formă de expropiere a unui bun, pentru că și creanța aceea garantată prin ipotecă are un contur unui bun în sensul convenției și să-ți o ipotecă cu bună credință pe un bun care pare curat și să afli peste 4 ani că de fapt acest bun face ținta unui confiscări care ți era de ipoteca nu e extrem de confortabil și nici încurajator pentru ideea de credit și de garantare. Mai ales în cazul de confiscări extinse, unde, după cum am spus și mai devreme, se pot confisca bunuri de la, și de la alte persoane. Acum, cu privire la sechestru penal și efectele acestuia în caz de insolvență, pentru că o altă temă lansată a fost dacă insolvența poate fi o soluție și cu permisiunea noastră o voi vorbi imediat despre asta. În legea insolvenței, legea 85/2014, există o dispoziție foarte interesantă. Sunt foarte puține dispoziții în legea insolvenței cu privire la soarta măsurilor asigurătorii în caz de insolvență, sau ca să nu spun că mai, de fapt nu prea există asemenea prevederi. Sunt prevederi de măsuri asigurătorii în pur context de insolvență, când se îndreaptă administratorul sau lichidatorul judiciar contra persoanelor care au cauzat starea de insolvență și pot lua măsuri asigurătorii contra acelora, dar cu tot o altă discuție. Deci, există un articol 91 care spune cam așa: bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar în temeiul exercitării atribuțiilor lor sunt dobândite libere de orice sarcini, cum ar fi ipoteci, gajuri, sechestre. Fac excepție măsurile asigurătorii dispuse în procesul penal în vederea confiscării speciale sau acelei extinse. Deci numai măsurile asigurătorii dispuse în procesul penal în vederea confiscării speciale sau confiscării extinse. Dacă s-a dispus, înțeleg, o măsură asigurătorie în procesul penal pentru a se garanta o viitoare acoperire doar a prejudiciului, înseamnă că și față de organul penal bunul ar putea fi înstrăinat în procedura de insolvență
și va fi dobândit de cel care îl va dobândi liber de acest sechestru. Nu se sechestru. Pune problema de sustrage sub sechestru. Nefiind sustrage sechestru. Sigur că lucrurile sunt, viața e mai complexă, nu poți nici în penal totdeauna să poate să tragi o linie foarte fermă între bunuri pe care se pune sechestru în vederea măsurii confiscării și bunuri care vor servi pentru dezdăunarea părții civile în viitor, în cazul în care se ajunge la o condamnare civilă. Ce e important, acuratețea actului întocmit de organul de urmărire penală sau al instanței, în ce măsură, acolo se specifică foarte clar care este scopul pentru care se instituie măsura, că devine o chestiune extrem de importantă în funcție de descrierea acestui scop, merge sau nu merge. Pentru că, practic, articolul 91, alineatul 1, are două teze. Prima este că merge. Da? Deci, bunul în străinătate al administratului judiciar se înstrăinează libere de orice sarcini. Ce se întâmplă dacă sunt măsuri asigurătoare dispuse în vederea confiscării speciale? Care este soluția? Nu pot fi vândute sau se pot vinde, dar se menține măsura în continuare și este opozabilă dobânditorului. Ce înseamnă fac excepție de la acest regim? Aș spune că nu pot fi înstrăinate pentru că confiscarea specială se va dispune de la persoana cercetată penal. Deci are legătură cu fapta care a fost infracțiunea potențial săvârșită de inculpat și atunci nu ar trebui să se poată înstrăina de la bun început. Nu e doar efectul. Din practică vă pot spune faptul că în momentul în care asupra unor bunuri există sechestru penal, instanța civilă, mă rog, judecătorul sindic, nu va aproba înstrăinarea respectivului bun. Cam asta este practica în materie. Indiferent de motivul pentru care s-a dispus măsura, vederea confiscării sau doar pentru acoperirea prejudiciului? Indiferent. Am înțeles. Deci s-a rezolvat. Bun, probabil că poate fi dusă discuția la cel mai înalt nivel posibil juridic vorbind, recursuri, căi de atac, odată, două ori, de trei ori. Din punctul nostru de vedere, cred că nu știu de ce în legea insolvenței se face totuși o distinție. Spune clar, doar măsurile în vederea măsurii confiscării. Asta, dacă a spus-o așa legiuitorul, atunci de ce n-ar trebui să o aplicăm așa? Nu contest că probabil există practică judiciară care egalizează cumva lucrurile. Se vede un sechestru penal și se opresc imediat lucrurile acolo. Poate că, repet, trebuie insistat la un moment dat să se spargă gheața. Să existe o soluție în sensul acesta. Se constată că nu e vorba de o confiscare în procesul penal, ci doar de o acoperire a unui prejudiciu și atunci să se permită înstrăinarea unui bun. Textul are în vedere 99 alineatul 1, situația înstrăinării bunurilor fie de către administratorul judiciar, fie de către lichidatorul judiciar. Apropo de tema noastră cu supraviețuirea societății, sigur că are sens să ne gândim la acest text, mai ales în prima ipoteză, înstrăinare prin administratorul judiciar. Dacă am lichidator de o societate, oricum moare, acum depinde cum moare. Moare pentru că vine lichidarea sau moare pentru că omoară sechestru. Spuneam că nu există prevederi în legea insolvenței care e soarta măsurilor asigurătorii, de orice fel, la momentul când se deschide procedura insolvenței. Deci dacă ne uităm pe textele din lege, efectele deschiderii procedurii, da? Se suspendă acțiunile judiciare și extrajudiciare, se suspendă executările silite, o prevedere expresă cu la ce se întâmplă cu măsurile asigurătorii nu există. În practică știm că încetează. Deci practic știm situații în care poprirea asigurătorii și sechestre s-a întâmplat că sumele au fost imediat puse la dispoziția administratorului judiciar, sumele poprite și bunurile poprite de asemenea la dispoziția administratorului judiciar. Deci, insolvența poate fi o soluție pentru o societate confruntată cu un sechestru foarte extins. Ca să-și curețe din sechestre mai puțin... Bun, scapă cumva de problema sechestrelor, dă de altele, dă de problemele specifice procedurii de insolvență, chiar și în reorganizare. Iar în materie, atunci când sechestrul e de o natură penală, se poate trezi cu o interdicție de a intra în insolvență sau cu contestarea de către parchet a intrării sale în insolvență. Asta apropo de cât de departe poate fi insolvența o soluție. Poate fi o soluție de a supraviețui societatea, iarăși trebuie văzut raporturile cu finanțatorii, dacă există, cu bănci creditoare, pentru că ai event of default sau clauză de accelerare și când intri în insolvență, nu numai când ai un sechestru. Deci nu e simplu, dar poate că este o soluție
pe de altă parte, clauzele de cădere din beneficiul termenului, zice legea că sunt luni, nu le pentru motivul intrării în insolvență. Deci acestor clauze încearcă să nu se recunoască efectele. E adevărat, însă o noi finanțări sau perspective de dezvoltare sau funcționarea normală a societății iarăși sunt pot fi compromise. În cursul urmăririi penale, bineînțeles că procurorul poate dispune această interdicție în cadrul persoanelor juridice, însă chiar dacă nu o dispune, persoana juridică este obligată să înștiinceze organul de urmărire penală despre efectuarea unor asemenea acte. Iar în acel moment, procurorul decide dacă permite sau nu intrarea în insolvență. Penalul ține în loc civilul, sau cum era? Bine că sunt dumneavoastră și nu eu, că asta am vrut să zic, dar... Păi... Ne apropiem de final sau... Ce înseamnă ISO 37001? Ah, iată o întrebare la întrebare. Da. Este un standard de management antimită. Ce presupune acest standard? A fost aprobat... În România nu știm de când va fi disponibil, urmează să fie disponibil, probabil că în cursul acestui an. El presupune, practic, niște măsuri de precauție pe care persoanele juridice le pot lua pentru a se proteja, cel puțin teoretic, de o eventuală atragere a răspunderii penale în situația în care un angajat al acestei societăți comite fapte de natură penală care ar putea să atragă și răspunderea societății. Mai pe scurt, dacă societatea aplică implementează niște politici antimită angajaților, aceasta ar putea fi exonerată de atragere răspunderii penale în situația în care acești angajați comit fapte, mă rog, reprobabile, ca să le zic așa. Nu s-ar ajunge la sechestru și nu s-ar ajunge la o dezbatere ca cam asta, exact, cam asta ar fi ideea de bază. Deci ISO ăsta este împotriva dezbaterii noastre, înțeleg. De vaccin. Da. E un fel de vaccin, da. Deci, eu am înțeles din dezbaterea de astăzi că dacă vine fiscul și pune un sechestru înainte de emiterea titlului de creanță și apoi mai apare și un dosar penal și evident că apare, cel mai frecvent apare, practic... Sechestrul se prelungește a la lung, fiindcă văd aici în nou cod de procedură fiscală că el altfel ar fi încetat în jumătate de an sau un an prin decizie, dar dacă e ceva penal, o să înceteze doar când e înlocuit de o măsură asigurătorie penală. Dacă nu, rămâne și peste un an, adică nu mai scapi deloc, vreau să spun. Prin urmare... Se poate scăpa de sechestru sau asta este moartea și cu asta basta? Când a intervenit sechestru, aproape dacă suma e suficient de semnificativă, dacă nu e ceva, eu știu, foarte mic, o sumă mică pentru o companie foarte mare, practic este sistemul scapă cine poate, nu? Dar asta, dacă se mai poate salva ceva. Păi, depinde într-adevăr de sumă, depinde de context, depinde de industria în care își desfășoară societatea, activitatea și, cum să zic, în raport de toate aceste circunstanțe, de posibilitatea, da, de rezervă de a intra în insolvență pentru a scăpa de, chiar și pe partea fiscală, poate să rezolve parțial problema acestor sechestre. Posibilitatea de a depune sau consemna cu afectațiune specială, în fiscal se constituie o scrisoare de garanție bancară sau de la o scrisoare de la o societate de asigurări, de asemenea poți să mai mitighezi efectele unui sechestru. În funcție de toate aceste lucruri, mai poate să scape, dar un ceva general nu există. Singura limitare foarte, foarte clară e aia, salariile pe 3 luni. Da? Și dacă ești beneficiar al unor fonduri nerambursabile sau ai sume cu afectațiune specială, pe acele filiere îți spune codul de procedură civilă aplicabil în toate materiile că nu îți sunt blocate. Dar cu aceste precizări trebuie văzut de la caz la caz. Deci eu chestia foarte optimistă, pentru că eu mă gândeam că răspunsul la întrebarea titlului de dezbatere, cât timp supraviețuiește o societate sub sechestru până moare, adică vreau să spun cât timp mai supraviețuiește, că oricum
Așa, deci poate să și învie, deci supraviețuiește și chiar e posibil chiar să-și revină prin absurd după un sechestru semnificativ. Ceea ce mi se pare îmbucurător. Indiferent de, mă rog, de sechestru, din punctul meu de vedere, și aici o să mă întorc cu partea de început, rămân consecințele bonității. Din punct de vedere al bonității, în momentul în care, chiar dacă societatea supraviețuiește, mă rog, se dispune o soluție de clasare, spre exemplu, da? Rămâne în piață problema reputației. Tot timpul se va ști despre acea societate că la un moment dat a avut bunuri sechestrate, a avut conturi poprite și, în mod evident, toată lumea se gândește, dar dacă și în viitor există riscul să. Și cum am spus și mai devreme, instituțiile financiare bancare sunt obligate, conform legii, să facă o verificare a clientelei. Iar în momentul în care constată că societatea este sau a fost pusă sub urmărire penală, în clipa aia deja intervine problema de reputație care poate afecta activitatea societății respective. Asta este părerea mea și din practică, din păcate, am văzut că așa se întâmplă. Sechestru este un simbol. Un obiect care, așa cum îl vedem și în filmele americane mai vechi, cine se mai uită la filmele americane vechi, se rupe o hârtie de $5 și pentru a se recunoaște două persoane mai târziu, ca să fie puse cap la cap, și acolo este tot, avem tot un simbol în prezență, adică un obiect care transcende, este dincolo de ceea ce înseamnă el. Sechestru înseamnă una și poate să producă consecințe, după cum am văzut, poate să nu producă nicio consecință de fapt sau să nu se întâmple nimic. Însă, în realitate, el sau doar numele lui, doar ascuțimea cuvântului sechestru, să producă niște efecte cu totul și cu totul deosebite pentru societate. Da, într-adevăr, problema de bonitate este majoră, în special la sechestru penal. Trebuie să, dacă societatea nu reușește contestându-l să-l înlăture, are o problemă importantă și pe o perioadă lungă de timp. Pe sechestru fiscal, problema nu cred, nici la nivel de bonitate, nu cred că e atât de gravă decât dacă este ceva extrem de mare. Poate să-i creeze, în schimb, o problemă patrimonială mai mare decât cea de bonitate și cu atât mai puțin, apropo de ierarhia normelor juridice și de sancțiunile care se impun, cu atât mai puțin un sechestru civil, un simplu sechestru sau poprire asigurătorie într-un litigiu privind plata unor sume de bani, nu știu, pretenții, cum se spune până în instanță, dacă nu e de o valoare foarte mare și ceva foarte vizibil, nu ar trebui să producă efectul acesta de bonitate. Dar la cele penale, da, sunt de impact. Da, sigur, m-am referit la cele penale, evident, și acesta este și motivul pentru care, cel puțin în ultimii 2 ani, foarte multe societăți încearcă să preîntâmpine aceste situații neplăcute prin prevenție penală. Ce înseamnă asta? Înseamnă trainingul care se fac la sediul acestora pentru a, mă rog, a conștientiza angajații, dar și organele de conducere cu privire la riscurile care le implică o cercetare, mă rog, din partea organelor de urmărire penală. Faptul de conquistare pe unor persoane fizice, evident, și oalele sparte, da. Păi, urmează să ne oprim deocamdată pentru o primă, dacă nu mai sunt chestiuni de adăugat. Sigur că ele sunt, da, așa pentru 9 ianuarie și pentru câtă zăpadă încă mai este afară, 16 ianuarie, pardon. Tot de la zăpadă și asta. Da, a fost înregistrată pe 9, da. În avans, da, a fost antedatată. Ne putem opri aici, mulțumind invitațiilor noștri. Și sperând că o să avem parte de un an mai prost decât 2018 și mai bun decât 2016. O seară frumoasă tuturor!